Bună ziua, dragi, astăzi vreau să vorbim despre panourile fotovoltaice, beneficiul lor și cum mi-a scăzut mie factura. Următorul videoclip va fi despre documentația necesară pentru a deveni prosumator. Eu am cumpărat un kit de 3,4 kW cu invertor GrowWatt care începe de la 80 de volți să funcționeze și suportă până la 500 de volți. Eu am două 18 panouri de 300 de wați, după cum se vede. Așa, stați un pic. De 300 de wați, 39,8 volți adunate. Însumate nu depășesc 500 de wați. În fine, asta în funcție de panou, în funcție de capacitatea lui, are datele tehnice pe spate. Asta înainte de a-l cumpăra, oricum vă spune vânzătorul, firma care vinde. Ideea în felul următor. Eu am făcut cu o firmă care m-a cam țăpuit, să zic așa, dar făcând prima oară nu prea aveam o idee cu ce se mănâncă. Și mai mult am făcut cu ei pentru a se ocupa de documentații, pentru că dacă vrei să te duci tu ca persoană fizică, ai de alergat, te întoarce, nu știi actele care trebuie. Așa le-am plătit, s-au ocupat de toate actele și o să vă arăt documentația pe care mi-au cerut-o ei în următoarele videoclip. Așadar, am 12 panouri, acte 300 de wați, care însumate au 3600 de wați. După cum se vede, sunt policristaline. Eu am ales varianta de a le pune jos și nu pe acoperiș, datorită faptului că, da, uitați, se vede aici, mai trebuie spălate din când în când. Așa pe acoperiș trebuie să așteptăm ploaia și dacă ea nu vine, mai greu. Și când se acoperă de praf, nu mai produc la capacitate maximă. De aceea am ales să le pun jos. Am făcut un postament din țeavă, după cum se vede, și le-am așezat jos, băgat în ciment. Bun. Haideți să vă spun și cum am ajuns să îmi pun panoul. Mie am contractul cu CEZU. La două luni, mie îmi venea factura cam 10 milioane. 1000 de lei, 1000 și ceva. Deci în jur de 1000 de lei. Calculând cât m-a costat kitul cu toate documentele și cu toate testele și cu schițe și cu tot, m-a costat undeva la 5000 de euro. Cam mult, dar v-am zis, nu aveam timp să alerg. Nu-mi permitea serviciu și am ales firma să se ocupe ea de documentație. Bun, revenim la consum. Aveam o factură de la două luni, 1000 și ceva de lei. După ce am pus panourile, aveți grijă mare la ce invertor alegeți, pentru că ăștia sunt niște scroci și nu acceptă toate invertoarele. Consultați lista de invertoare aprobate, pentru că am avut un invertor, n-am putut să fac. Eu am pus panourile în primăvară și de-abia acum în toamnă mi-a venit invertorul celălalt, pentru că ăștia de la Energia Națională au niște rahaturi în cap și
au anumite invertoare pe care le acceptă și le aprobă. Bun, mi-a venit invertorul, după aceea mi-a venit și contuarul cu dublu circuit și să vezi surpriza. Surpriza este că mi-a venit, deci când am intrat ele în funcțiune cu contuarul, cu dublu circuit și cu invertorul acceptat de ei, mi-a venit factura pe lună vorbind, deci pe lună înainte venea cam 500 de lei și acum mi-a venit la 124 de lei factura. Gândiți-vă și voi cât am economisit la o factură pe o lună, cât și ținând cont că nu este vară și ele nu produc la capacitate maximă. Ele nu produc cât ar trebui și totuși mi-a acoperit 3 sferi din factură. Precizez că eu studiez, stau la țară, am multe electrocasnice băgate în priză, pompe, hidrofoare și fac față cu brio. Intenția este să mai iau un kit de încă 3 kW, dar cu un invertor mai mare. Să-mi iau un kit cu un invertor mai mare ca să pot să îl să mai adaug panouri în continuare. Pentru panouri, prima oară luați un kit cu on grid pentru a injecta în rețea, deoarece surplusul îl puteți injecta în rețea și nu-l pierdeți. Deci nu consumați, bagă în rețea și nu se pierde. Și eu acum vreau să-mi iau și cu baterii. Este un invertor de la Yasun care poate să și injecteze, poate să meargă și cu baterii și ia și din rețea. E un invertor hibrid. Despre ăla o să vorbim în altă filmare. Ideea e că mă ajută foarte mult și am economisit bani frumoși. Pentru că ăștia îți bagă nu știu ce calcul constant acacu aiurel și plătești dublu decât consumi. Deci gândiți-vă, de la 500 de lei la 124 de lei pe lună să scazi factura, e ceva. Și ar fi păcat să dăm atâția bani la escrocii ăștia care îți bagă pe plus. Deci cu rahatul ăla de constantă ca, nu știu ce calcule fac ei, dar oricum îți bagă kilovați în plus. Așa cu kitul, cu un kit de 3 kW, un invertor ok, dacă vă faceți, luați invertorul mai mare. Eu am avut alte planuri, de la unul luat așa mic, dar dacă aveți bani, luați un kit de putere mai mare și după ce vă instalează controlul cu dublu circuit, are cartenă în el, înregistrează și cât băgați și cât consumați și n-au ce să mai bage. Plus că invertorul are și un smart meter și înregistrează în timp real tot ce se produce de la panouri la invertor, cât consumă, cât trageți din regulă, tot înregistrează. Și n-au ce să mai, deci aici n-au ce să mai facă. Ce să vă mai zic? Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să mi le adresați și dați un like, un subscribe pentru a mai atașa și alte filmări. O să vă fac o înregistrare cu invertorul, cu siguranțele, cu smart meter-ul, cu regulatorul de tensiune, cu împământarea, cu antitrăznet, un
o chestie, nu îmi vine acum minte cum se cheamă, care când este, când sunt răznite, te ajută, teoretic așa ar trebui să te ajute să nu ți ardă electrocasnice sau ce mai aveți dumneavoastră prin casă. Bun, ce să vă zic, cu o zi faină și aștept întrebări. Vă salut!